Sinteza agrostrategică a adus în discuție bioterorismul și securitatea agroalimentară. Au fost analizate din toate perspectivele, inclusiv implicațiile pe care le-ar putea avea un atac bioterorist la nivel mondial. În emisiunea semnată Mădălina Naxiu și realizată în parteneriat cu Agrointelligence SISA, a fost abordată o temă care produce fiori tuturor vectorilor implicați în siguranța sanitară și agroalimentară. La întrebarea de ce Institutul Cantacuzino a trecut printr-o criză funcțională, doctorița Alba Popescu a punctat o serie de factori interesele unor actori asupra patrimoniului funciar al instituției, managementul defectuos și lipsa implicării statului român. Eu cred că a fost o miză mult mai, mult mai comună și care a avut legătură cu valoarea terenului pe care se afla institutul, dacă ar fi să... Dar, în fine, a fost într-adevăr și o problemă legată de managementul institutului, o problemă legată și de o intransigență bruscă a unor instituții ale statului român. Referitor la refuzul părinților de a-și vaccina copiii, expertul a identificat manipularea și lipsa de informare a populației, atât în mediul urban cât și cel rural asupra efectelor nocive în lipsa vaccinării antirujeolice. marea temă este că rujeola ar fi, acest mă rog, vaccin împotriva rujeolei ar fi uh, implicat în apariția autismului. Dar nu există niciun fel de studiu care să demonstreze corelația dintre uh, vaccinul antirujeolic și incidența autismului. Absolutely true.